Ok, acum. Pică capacele din cer. Da. Hai să mai facem un episod din Granny Chapter 2. Da, uite, mă uitam la bărbatul ei, ia uite cum arată. Nu te uiți la alți bărbați? Doamne ferește cum arată bărbatul ăsta. Hai, să dăm aici. Easy. Ok. Ia să vedem noi. Că nu m-am lămurit prea bine cu joculețul ăsta. Nu știu cam ce trebuie să fac aici, aia ziua întâi. Scârț, scârț. Cred că asta nu scârție. Ce? Ușa nu scârție. Ce cameră veche, așa, pare o casă veche. Ia să vedem. Stai, să pun ăsta mai sus aici. Oh my god. Zici că pare casa lui Dincă sau ceva. M-aș înnecat. De la apă plată, nu? Da. De nu prea știu ce trebuie să fac aici, în joculețul ăsta, dar acum hai să o luăm pe aici, pe etajul ăsta. Sper... Tocmai vreau să zic, sper să nu mă întâlnesc cu cineva, ha? Și n-am niciunde să mă ascund. Ați văzut cum se plimba pe acolo? Îți dai seama că dacă mă vede ăla... Bine zis. Te așa că e acolo așa. Ai cu spatele. Ce, dar putea să iasă un joc românesc cu Dincă. Cu Dincă, ha? Da, păi uite, groze. Că casa asta se seamănă cu... Uhu! Uite, e cu spatele acolo. Dar de ce stă mă acolo? Nu mă vede că sunt aici? Bau, bau! Ei, chiki, 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 chiki. Sunt aici! E că a intrat în cameră. Dă-te așa, dă-te așa să nu mă vadă că sunt după peretele ăsta. Ia, ia, unde e? Mă uit să văd că poate să vină și din colțul ăsta. S-a dus în jos pe scări. Acolo sunt niște scări în partea aia. Mie că dacă mă duc acolo, mă întâlnesc cu el. A? Să mă risc, să mă duc? De el se plimbă liniștit pe aici, pe în casa lui. Repede sub pat! Ia uite cum stă la pândă. M-a văzut, deci. Stă cu ciomegul acolo să-mi dea una. A fugit sau? Cred că au sărit și vecinii când am țipat, nu? Poți să ies? Papaie! Mai ești aici? Tătăicule? Ei, hai mă că e bătrân ăsta, ce-ar putea să... Merge greu. Dar totuși, unde e? E pe în centru, la Caracal. Mai aduce clienți la ocazie. Aduce clienți, nu? Numai că acum e la închisoare. Mamă, ce ușă are aici la dulapul ăsta plină cu țepi. Oh my god. A venit nevastă sa. Fii atent. A prins nevastă sa. Vezi, din că n-are așa șifonier. Cu de-astea țepi. Oh my god. Ce casă.
O casă părăsită, așa. Dar nu părăsită, înspăimântătoare. Cam asta e cuvântul corect. Pare că e liniște pe aici. Unde o fi familia de băbăștii? Totuși, aș vrea să văd ce e pe aici, pe jos. Pe tunelul ăsta n-am apucat să văd. Uite. Ah, e barca aia. Aici trebuie să vină cu nu știu ce padlock. Pana mea. Așa, bun. Hai mai departe. Ai dreptate. Băi, ne-am întâlnit nas în nas. Hai că, că asta e o reclamă. Ia mă închide reclama asta, e că noi aveam o treabă importantă aici. Dar nu pot să fac nimic cu ăștia aici dacă vin peste mine așa și mă deranjează. Nu? Nu există niciun mod ca să-i închid pe bătrânei ăștia? Așa, ia să vedem casa și pe aici. Opa! Oh my god! Fugiți! Supat aici, repede, dacă mai apuc! Ăsta se mișcă mai greu. Băbăștia se mișcă mai repede. Bărbatul se mișcă mai încet. Hai, e bătrân și el, ce vrei. Hai, mai vine ăla după mine, ce face? Deci, practic, n-am apucat să fac nimic în joculețul ăsta. Că tot mă întâlnesc cu ei pe traseu. Unde e? Așa deci. Speriat. Uite, plină de sânge. Oh, no. Acum trebuie să merg la doctor. Ai, și ce o să facă? Îmi dă cu bâta, și mare lucru. Ia, dă-te la o parte de acile. Vreau să văd și eu ce căsoaie mare aveți voi aici. Aici e un loc bun de ascunzătoare. Acolo trebuie nu știu ce cheie. Mata, nu știi că n-ai voie să dai mine? Acum nu m-am mai speriat. M-am mirosit că sunt în casa acolo. Dacă nu te speri de aia, te miroase. Da. Ce a zis? Musafir nepoftiți. Dacă știu câte o baie și nu o să mai miroși. Da. Ultima zi. Ziua a cincea. Da, dacă-i mai scăpa ziua a Deci cincea. în jocul ăsta până vine aia de la 112 durează 5 zile, nu? Da. Trebuie să supraviețuiești 5 zile ca să... În casa groazei. Chiar așa aș putea să-i pun titlul la joc. Casa groazei. Granny.
Stai, mă, că vroiam să intru aici. Eram curioasă și eu să știu Da, ce... așa am zis și eu noaptea anunții. Ce găsesc aici în sertărașele astea până n-o veni băbăștia peste mine? Nimic, apă de ploaie. Mai departe. Tablouri cu ei pe pereți, ce vorbești? Un ceas. Ai că nu mai mi-e frică de tine. Poți să dai liniștită. Dar sper că v-am amuzat că am țipat acolo așa. Nu, tati? Uite, ce frumos! M-au prins. Ce vrea să-mi fac aici? Oh my God! Ați văzut ce mi-au făcut? M-au închis în dulapul ăla și a închis țepii aia peste mine și gata. Bă, roi sunteți, bă. Ok, sper că v-a plăcut cât am filmat. Bye bye!